Slăvit să fie Domnul! Despre această ancoră, despre acest Dumnezeu neschimbat, vom vorbi din nou în această dimineață și vă invit să deschidem împreună Cuvântul lui Dumnezeu în prima Evanghelie a Noului Testament, Evanghelia după Matei, capitolul 6, de unde vom citi începând cu versetul 25. Evanghelia după Matei, capitolul 6, începând cu versetul 25, pagina 929 în Sfânta Scriptură. Haideți să deschidem și să urmărim împreună citirea Cuvântului Domnului. Slăvit să fie Domnul! De aceea vă spun, nu vă îngrijorați de viața voastră, gândindu-vă ce veți mânca sau ce veți bea, nici de trupul vostru gândindu-vă cu ce vă veți îmbrăca. Oare nu este viața mai mult decât hrana și trupul mai mult decât îmbrăcămintea? Uitați-vă la păsările cerului. Ele nici nu seamănă, nici nu seceră și nici nu strâng nimic în grânare. Și totuși, Tatăl vostru cel ceresc le hrănește. Oare nu sunteți voi cu mult mai de preț decât ele? Și apoi cine dintre voi, chiar dacă îngrijorându-se, poate să adauge măcar un cot la înălțimea lui? Și de ce vă îngrijorați de îmbrăcăminte? Uitați-vă cu băgare de seamă cum cresc crinii de pe câmp. Ei nici nu torc, nici nu țes. Totuși, vă spun că nici chiar Solomon în toată slava lui nu s-a îmbrăcat ca unul din ei. Așa că, dacă astfel îmbracă Dumnezeu iarba de pe câmp, oare care astăzi este, dar mâine va fi aruncată în cuptor, nu vă va îmbrăca El cu mult mai mult pe voi, puțin credincioșilor? Nu vă îngrijorați, dar, zicând, ce vom mânca sau ce vom bea sau cu ce ne vom îmbrăca, fiindcă toate aceste lucruri neamurile le caută. Tatăl vostru, cel ceresc, știe că aveți trebuință de ele. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Nu vă îngrijorați, dar, de ziua de mâine, că ziua de mâine se va îngrijora de ea însăși. Ajunge zilei necazul ei. Amin. Vă invit să reocupați locurile. Prin harul și binecuvântarea Domnului și în această dimineață, suntem împreună la părtășie în casa Lui. Este o zi pe care Dumnezeu ne-a dăruit-o, este o zi în care noi, toți cei care ne-am bucurat de darul acesta lui Dumnezeu, am ales să îi spunem Domnului, Doamne, Te iubim. Și pentru că dragostea noastră este atât de mare, și Te iubim pentru toate lucrurile pe care ni le-ai dat. Nu Te iubim numai pentru lucrurile bune, că aceea nu-i dragoste. Dragostea iubește indiferent de situație, dragostea iubește indiferent de ceea ce primește în schimb, dragostea iubește și când nu primește în schimb, pentru că Dumnezeu ne-a arătat ceea ce este dragostea și de cele mai multe ori noi condiționăm dragostea și sentimentele pe care le arătăm și le oferim de ceea ce primim, însă Dumnezeu este acela care ne-a arătat ce este dragostea cu adevărat sau dragostea desăvârșită și vrea ca fiecare dintre noi să facem lucrul acesta, așa să-L iubim pe El și apoi așa să ne iubim unii pe alții. Și pentru că Domnul ne-a iubit atât de mult, cred că datorită dragostei sale, suntem în dimineața asta aici la părtășie în casa Domnului. Știți de ce e asta un lucru important și minunat? Pentru că poți să vorbești despre dragostea și bunătatea lui Dumnezeu, despre credincioșie, despre măreție, despre splendoare, despre îndurare, despre tot ceea ce este și face Dumnezeu. Dar dacă tu nu dovedești prin faptele tale, dacă tu nu arăți mai departe și vorbele tale sunt doar vorbe goale, vorbe în vânt, vorbe pe care la rândul tău le-ai învățat, le-ai auzit, vorbe care sună frumos, vorbe care te fac să pari un om religios sau un slujitor, un om devotat al lui Dumnezeu și nu dovedești asta prin faptele tale,
atunci avem o problemă mare, nu numai de caracter, ci ceea ce înseamnă trăirea și slujirea noastră ca și copii ai lui Dumnezeu, ca și credincioși. Pentru că nu se poate să vorbești despre Dumnezeu, să spui că Dumnezeu este Tatăl tău, să spui rugăciunea Tatăl nostru și să spui acele lucruri mărețe și glorioase pe care noi le repetăm și la început și la sfârșit și uneori în viața noastră luptele pe care le avem și care se dau acolo în lăuntrul nostru să ne biruiască pe fiecare dintre noi, să nu recunoaștem lucrul acesta, să nu încercăm să ne rezolvăm problemele, să nu lăsăm pe Dumnezeu să ne poarte de grijă și totuși să spunem Tatăl nostru care ești în ceruri. Și să vorbim de atâtea lucruri mărețe și glorioase și să avem atâtea lupte în lăuntrul nostru. Și totuși, știind că soluția este lângă noi, este cu noi în fiecare zi a vieții noastre și ăsta este Domnul Iisus Hristos. Ăsta este Fiul lui Dumnezeu care a venit în lumea noastră și a spus așa ucenicilor și este la fel de valabil astăzi pentru fiecare dintre noi. Eu am venit ca oile mele să aibă viața și să o aibă cum? Din belșug. Asta înseamnă să ai viață, să-L ai pe Dumnezeu în tine și cu tine când îți merge bine și când îți merge greu. Și în zile cu soare și în zile cu nori, Dumnezeu rămâne la fel. Dumnezeu în veci de veci, slăvit să fie Domnul. Știți de ce vă spun lucrul acesta? Pentru că în această dimineață, prin harul Domnului, vom vorbi despre felul în care Dumnezeu ne călăuzește pe fiecare dintre noi. Sau cum arată călăuzirea lui Dumnezeu atunci când îngrijorarea vine peste viața noastră. Și vă veți gândi, oare e important să vorbim și despre îngrijorare, despre grijă, despre necazul, despre suferință? În cea mai mare parte a timpului, hai să zicem așa, când îți merge bine, nu te gândești la vremurile de încercare, la necazuri, la îngrijorări, nu. Te bucuri de ceea ce ai, trăiești momentul, dacă putem spune așa, și din alte puncte de vedere, uneori te îngrijorezi, alteori nu. Uneori îți faci griji, uneori te gândești la ceea ce urmează să se întâmple în viitorul tău, alteori nu. Însă în dimineața asta vreau să ne uităm la cuvântul lui Dumnezeu care ne vorbește fiecăruia dintre noi, ca și copii ai lui Dumnezeu. Și când spun asta, mă refer la toți oamenii, nu neapărat doar la credincioși. Pentru că suntem copiii lui Dumnezeu, unu, atunci când ne naștem din nou și devenim cu adevărat copii ai lui Dumnezeu, însă toți oamenii sunt copiii lui Dumnezeu pentru că Dumnezeu i-a creat și ne-a creat pe fiecare dintre noi cum? După chipul și asemănarea sa. Acum sunt copii credincioși și copii necredincioși. Copii buni care aleg să-L slujească și rămân pe calea lui Dumnezeu și sunt copii din aceia, noi uneori îi numim răzvrătiți, alteori le spunem necredincioși, care deși au cunoscut bunătatea lui Dumnezeu, uneori s-au născut în familii de credincioși, alteori s-au născut în familii de necredincioși, dar au ajuns să cunoască bunătatea lui Dumnezeu. Alteori oamenii aud despre Dumnezeu, dar nu îi interesează. Alteori oamenii spun, eu nici nu vreau să merg la biserică, că dacă aud adevărul, Biblia, dacă citesc, nici pe ea nu vreau să pun mâna. Că dacă cumva, Doamne ferește, pun mâna, acolo este adevărul lui Dumnezeu. Și dacă îl aflu și nu îl împlinesc, am un păcat. Și mai bine nu fac păcatul ăsta, nu citesc Biblia, nu vin la biserică, nu fac lucrurile astea ca într-o zi să nu fiu vinovat. Și asta nu e altceva decât lucrarea diavolului. Dar vreau să vă spun în dimineața asta că indiferent că ești credincios sau necredincios, pentru noi cei care suntem copiii lui Dumnezeu, creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, sau născuți din nou, peste fiecare dintre noi, peste viața noastră, peste sufletul nostru, în fiecare zi se dă o luptă. În fiecare moment, în fiecare clipă. Și știți când e cel mai relevant cuvântul acesta al grijilor și al îngrijorărilor, al apropierii de Dumnezeu, al înțelegerii naturii lui Dumnezeu? E simplu. Noi ca oameni, întotdeauna ne gândim la viitorul nostru. Întotdeauna ne place să avem grijă de casa noastră, de familia noastră, de copiii noștri. Și ne place să purtăm de grijă nevoilor noastre, să avem tot ceea ce ne trebuie și să nu ne lipsească nimic. Însă vreau să vă spun în dimineața asta că de la grijă
la îngrijorare nu-i decât un pas. Și Biblia nu condamnă grija, pentru că grija reprezintă aspectul pozitiv, reprezintă felul în care noi suntem îndemnați să ne purtăm de grijă, nu neapărat unii altora, să avem grijă prima dată de noi, de viețile noastre, de casele noastre, de copiii noștri, de soție, de neamul nostru, atunci când Dumnezeu îți dă înțelepciune și pricepere, să ai grijă de tine. Asta e partea pozitivă. Asta e partea de început în care Dumnezeu ne-a înzestrat pe fiecare dintre noi cu înțelepciune. Te-a binecuvântat Dumnezeu cu putere de muncă și ți-a dat sănătate. Ăsta e harul lui Dumnezeu. A purta de grijă înseamnă să muncești cu mâinile tale și să nu te duci și să spui nu pot să muncesc, ajută-mă, dă-mi, fă-mi. Când Dumnezeu îți dă lumină și călăuzire, când mâna lui Dumnezeu este peste viața ta, nu vei fugi niciodată de aspectul acesta, nu vei căuta să te debarasezi de îndatoririle tale. Grija are o latură pozitivă în momentul în care noi ne facem datoria cu care Dumnezeu la început ne-a creat și apoi datorită păcatului. Omul a fost într-un anume fel blestemat să muncească și cu sudoarea frunții, ce să facă? Să-și câștige pâinea, nu să stea la umbră. Dar dincolo de câștigarea aceasta existenței, e o linie foarte fină de demarcare între grijă și îngrijorare. Pentru că îngrijorarea apare în momentul în care accentul în viața mea cade mai mult pe lucrurile acestea decât pe cele viitoare. Îngrijorarea apare în momentul în care rugăciunea mea începe să scadă. Și în loc să vin înaintea lui Dumnezeu cu toate problemele și nevoile mele și să spun, Doamne, ăsta e planul meu, ăștia-s gândurile mele, ăștia-s nevoile mele, asta vreau eu să fac, le încredințez pe toate în mâna ta și mă rog ca voia ta să se facă. În momentul în care nu mai sunt mulțumit cu voia lui Dumnezeu, cu planurile lui Dumnezeu, cu planul lui Dumnezeu peste viața mea, atunci diavolul vine și seamănă ca întotdeauna, dar atunci începe să prindă rod această sămânță a nemulțumirii și apoi apare îngrijorarea și apoi apare teama și apoi apare frica și apoi vine neîncrederea, necredința și începe să crească acolo în mintea, în inima și în sufletul nostru o mică grădină botanică, dar nu cu plante din alea bune și frumoase, ci începem să cultivăm în inima noastră toate acele gânduri, toate acele lucruri, toate acele stări, toate acele păcate pe care Biblia le numește păcate și nimic altceva, nu lucruri bune, nu stări cu care trebuie să ne luptăm, ci lucruri pe care trebuie să le mărturisim, să le recunoaștem înaintea lui Dumnezeu. Și atunci când te luminează Dumnezeu prin Duhul Sfânt și vezi că în inima ta a apărut acolo ceva ce nu are loc, ce nu-i din Dumnezeu, să recunoști, să scoți la iveală și să spui, Doamne, ai milă de sufletul robului Tău, ai milă de ființa mea, Doamne, călăuzește-mă, Doamne, luminează-mă, Doamne, întărește-mă, Doamne, dă-mi putere și biruință. Știți de ce? Pentru că diavolul se luptă și la nivelul minții noastre se dă o luptă așa de mare, de care de cele mai multe ori nu suntem conștienți. Pentru că nu ne uităm la cuvântul lui Dumnezeu, pentru că nu mai avem părtășie cu Dumnezeu, pentru că am ajuns să nu ne mai punem toată încrederea și credința noastră să fie neclintită în planul și în voia lui Dumnezeu peste viața noastră și pentru viața noastră. Și când eu îmi doresc mai mult de voia lui Dumnezeu și atunci când eu-ul meu, în loc să fie răstignit, începe să-și arate colții, dintr-o dată încep să mă îngrijorez. Și știți de ce este așa de periculoasă îngrijorarea? În dimineața asta mi-am notat aici câteva aspecte, câteva lucruri simple. Însă este un lucru pe care vreau să vi-l citesc motamo, pentru că mi s-a părut așa de relevant pentru fiecare dintre noi. Fiecare generație la rând a avut provocările ei, însă mai mult ca oricând în timpul vieții noastre, când vorbim așa de mult despre venirea Domnului Iisus Hristos, despre felul cum Dumnezeu poartă de grijă, de călăuzirea lui Dumnezeu, și totuși, vorbim despre lucruri cu care ar părea că suntem familiarizați, dar care în mod practic
se văd din ce în ce mai rar în viața noastră, sau, chiar dacă le știm teoretic, e așa de greu să le punem în practică în viața noastră și să lăsăm pe Dumnezeu să ne conducă și să ne călăuzească pașii. Și vorbind despre îngrijorare, îngrijorarea, una dintre definițiile pe care le-am găsit, este păcat pentru că neagă înțelepciunea lui Dumnezeu. Spune că El nu știe ce face. Ea neagă dragostea lui Dumnezeu, spune că nu-i pasă. Neagă puterea lui Dumnezeu, spune că El nu este capabil să mă elibereze de orice mă face să mă îngrijorez. Știți ce sunt îngrijorările? Este cea mai simplă, dacă o putem numi, sau una dintre semințele cele mai simple pe care Dumnezeu le îngăduie să fie acolo. Știți de ce? Pentru că Dumnezeu n-a spus niciodată în lumea asta, eu cât sunt cu voi, vă voi feri de orice sămânță de. Nu. Ci atâta timp cât există Dumnezeu și diavolul, întotdeauna va fi o luptă și o bătălie în mintea noastră. Dacă l-ai pe Dumnezeu în viața ta, nu înseamnă că ești imun la toate lucrurile astea. Nu înseamnă că diavolul nu va mai veni și nu va mai ataca inima ta, ființa ta, sufletul tău. Nu înseamnă că nu vei mai avea lupte la nivelul minții, nu. Nu înseamnă că nu va veni îmbrăcat în îngeri de lumină și să fie o intenție bună, un lucru bun, vrei să dai o mână de ajutor. Așa cum Uza, cu câteva mii de ani înainte, datorită obișnuinței, datorită stării de păcat, datorită depărtării de cuvântul lui Dumnezeu, în loc să poarte oamenii chivotul lui Dumnezeu, a ajuns să-l pună într-un car și ei să meargă pe lângă să-l păzească. Și nu i s-a părut o problemă dacă pică carul, pune o mână, că nu e o problemă, pune o mână, ajut, că doar e ajutor, nu se supără Dumnezeu. Însă Biblia spune că atunci, pe moment, Dumnezeu l-a trăsnit. Știți ce înseamnă asta? Chiar dacă uneori ai intenții bune, gânduri bune, că intervii și tu în planul lui Dumnezeu, că dai și tu o mână de ajutor, asta, chiar dacă nouă ni se pare un lucru bun, nu este cu adevărat bun în esență și nu-i sămânța lui Dumnezeu? Pentru că voia lui Dumnezeu este sfântă, plăcută și desăvârșită. Dacă e desăvârșită, mai are nevoie Dumnezeu de un pic de ajutor de la mine și de la tine? Mai are Dumnezeu nevoie să pui și tu mâna, să pui și tu amprenta acolo, că am făcut și eu ceva pentru Dumnezeu la viața mea? Când Dumnezeu are un plan și voia Lui pentru mine și pentru tine, e sfântă, plăcută și desăvârșită. Dar mai vine diavolul cu câte o sămânță. Din aia frumoasă, un roșu aprins, un trandafir din ăla, un crin. Vine diavolul întotdeauna cu cele mai bune intenții. Și le pune acolo. Dar am și eu grijă. Port și eu de grijă. Mă implic și eu, îmi fac și eu partea mea. Și ajungi să te interpui cu voia lui Dumnezeu, cu planul lui Dumnezeu și uneori împotriva lui Dumnezeu. Că știe Dumnezeu de ce închide ușe, că știe Dumnezeu de ce nu-ți îngăduie anumite lucruri, că cunoaște Dumnezeu viitorul și viața ta, că știe Dumnezeu toate limitele noastre, că întotdeauna, prin tot ceea ce se întâmplă în viața noastră, și prin necazuri, și prin binecuvântări, știți ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Toate lucrurile lucrează spre binele celor ce se tem de Dumnezeu. Dacă te tem de Dumnezeu, asta înseamnă că vei accepta voia lui Dumnezeu și planul lui Dumnezeu și te vei încrede în El. Dar ne întoarcem înapoi, că nu te mai încrezi în Dumnezeu, începi să pui mâna. Începi să-L ajuți pe Dumnezeu, începi să te implici și tu. Începi să-L faci neputincios pe Dumnezeu. Și dintr-o dată, când ai deschis ușa asta, vine peste tine o stare din aia în care, frate, nu mai pot să dorm, nu mai știu ce să mai fac. Nu mai știu cum să rezolv lucrurile, că s-au încâlcit așa de mult, că îs probleme. Și nu dăm astăzi detalii, discutăm ideea în ansamblu. Și vii uneori și spui, ce mai pot face în situația asta?
Cum să rezolv lucrurile? În ce direcție să merg? În ce direcție să o iau? Și cuvântul lui Dumnezeu în dimineața asta ne vorbește clar. În momentul în care ai ajuns să te îngrijorezi, l-ai făcut pe Dumnezeu neputincios. În momentul în care ai ajuns să te îngrijorezi, nu l-ai lăsat pe Dumnezeu la cârmă vieții tale, inima ta nu-i aparține în totalitate Domnului, că în inima ta sunt și lucruri care nu au ce căuta acolo, stări și păcate care nu-s după voia lui Dumnezeu, nu sunt găduite de Dumnezeu, pe care trebuie să le rezolvi pentru a merge mai departe și trebuie să stai înaintea lui Dumnezeu, nu înaintea oamenilor. Că uneori căutăm ajutor la oameni când ajutorul nostru nu e acolo, este la Domnul. Ajutorul nostru întotdeauna este în mâna lui Dumnezeu. Întotdeauna diavolul se va folosi de oameni, va folosi gânduri și idei să le pună acolo în mintea ta. Că niciodată Dumnezeu nu va face lucrul acesta. Pentru că Dumnezeu este acela care vine și face toate lucrurile perfecte în viața fiecăruia dintre noi. Slăvit să fie Domnul! Și în dimineața asta, uitându-ne la cuvântul lui Dumnezeu, vreau să continuăm mergând mai departe și să vedem cum se implică Dumnezeu, cum ne ajută Dumnezeu, care sunt soluțiile pe care Dumnezeu ni le oferă fiecăruia dintre noi pentru a depăși aceste momente, aceste situații, pentru a nu ajunge acolo. Pentru că s-ar putea uneori să ajungi într-o situație delicată, să nu mai vezi nicio soluție, să vezi toate problemele că te copleșesc, să vezi că toate lucrurile au ajuns la o intensitate în care stai și te întrebi, oare Dumnezeu mai e cu mine? Oare Domnul mai poartă de grijă? Și cum cineva oarecum așa era indignat. Rostea și zicea, dar cum frate, eu care sunt un om al lui Dumnezeu, un copil al lui Dumnezeu, că Dumnezeu m-a folosit, mă folosește, oare și pentru mine Dumnezeu are aceeași măsură, aceleași încercări, aceleași probleme, aceleași... Și am zis, fratele meu, când am pornit pe calea pocăinței și l-am ales pe Dumnezeu ca și Mântuitor și Tată, El n-a spus că ne pune pe fiecare dintre noi într-o cușcă, într-un incubator ca pe un copil bolnav și te păzește acolo și îți dă lapte cu biberonul toată viața și tu n-ai parte de nimic, tu ești ferit acolo, protejat, îți vine. Nu! Ce a spus El, eu voi fi cu voi și în voi. Ce protecție mai mare să ai decât să nu fii singur, să nu fii părăsit și să fie Dumnezeu acela care îți poartă de grijă. Dar tocmai pentru că nu mai realizăm, nu mai înțelegem, nu mai credem, nu ne mai încredem în Dumnezeu, lucrurile acestea încep să ne afecteze viața, încep să ne afecteze sufletul, încep să ne afecteze și trupul, pentru că până la urmă asta se va răsfrânge și asupra trupului nostru și uneori îngrijorarea, asta e partea de început, îngrijorarea are și cote alarmante, în care oamenii uneori cad în depresie, în care uneori au o teamă așa deosebită, frică, anxietate, oricum ai defini-o. Nu este altceva decât lipsa încrederii în mâna și în puterea lui Dumnezeu. Nu este altceva decât momentul în care, de bună voie, ai ales nu să privești la Dumnezeu, nu să-i mai spui tată și să crezi ceea ce spui, ci una să spui și alta să trăiești cu faptele tale. Să vorbești despre Dumnezeu, despre credința în El, despre trăirea aceasta pe care fiecare dintre noi spunem că o avem, dar să nu se vadă. Și atunci îngrijorarea începe să ia locul credinței, încrederii, puterii lui Dumnezeu, tăriei lui Dumnezeu, Duhului Sfânt al lui Dumnezeu și călăuzirii Lui și începem să punem și noi mână. Și să ne ferească Domnul să ajungem în situațiile acelea în care să nu mai vedem nicio soluție, în care să nu mai vedem nicio posibilitate, în care să ni se pară că Dumnezeu ne-a uitat, că Dumnezeu nu mai răspunde, că Dumnezeu nu mai vede, că Dumnezeu nu mai este, că Dumnezeu nu se mai implică. Pentru că în dimineața aceasta cuvântul lui Dumnezeu venea și vine și ne spune
exact contrariul. Și în dimineața asta vreau să ne uităm la câteva lucruri, la câteva etape, la câteva stări pe care noi trebuie să le confruntăm în viața noastră, pe care noi trebuie să le cunoaștem, pe care noi trebuie să alegem să le tratăm fiecare dintre noi de bună voie, să le aducem la poalele crucii Domnului Iisus, să le mărturisim, să ne recunoaștem, să ne dezicem de ele și apoi să ne punem toată încrederea și toată tăria în Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Primul pas pentru a depăși îngrijorarea este faptul că trebuie să ne concentrăm pe lucrurile de sus, pe lucrurile eterne și nu pe lucrurile temporare. Nu pe lucrurile acestea vremelnice, pentru că versetul 25 vorbește și spune așa: de aceea vă spun, nu vă îngrijorați de viața voastră gândindu-vă ce veți mânca, ce veți bea, nici de trupul vostru, gândindu-vă cu ce vă veți îmbrăca. Oare nu este viața mai mult decât hrana și trupul mai mult decât îmbrăcămintea? Știți care e cea mai mare luptă care se dă la nivelul minții noastre? Aici și acum. Dacă aici nu-ți merge bine, nu-i bine. Dacă aici nu ai tot ce-ți trebuie și totul, nu-i bine. Dacă aici Dumnezeu nu-ți poartă de grijă planurilor tale și n-ai reușit și nu ți s-a întâmplat, nu ți s-au împlinit toate planurile tale, dintr-o dată așa de rău te superi, dintr-o dată așa de rău ne întristăm pe Dumnezeu, dintr-o dată nu mai facem nimic, dintr-o dată ne luăm jucăriile și plecăm, dintr-o dată, Doamne, m-ai uitat, mai știi, mai... Dovedește-mi, vorbește-mi, arată-mi că mă iubești. Dar vreau să vă spun, asta e prima parte. Și cealaltă parte, în opus, e următoarea. Câți dintre dumneavoastră, în ultima lună, în ultimul an, v-ați îngrijorat că, din punct de vedere spiritual, lucrurile personal, fiecare în dreptul lui, nu sunt așa cum trebuie cu Dumnezeu? Câți dintre dumneavoastră v-ați întristat, așa cum v-ați întristat că nu vă merge bine trupește, că n-aveți cele necesare din punct de vedere fizic și material, din aceeași perspectivă, câți dintre dumneavoastră v-ați întristat că nu sunt așa cum trebuie în fața lui Dumnezeu? Și frate, dacă Domnul vine, nu-s pregătit așa cum ar trebui. Nu mai am puterea aia de luptă, că nu mai doresc atât de mult părtășia și rugați-vă pentru mine, că nu mai pot să citesc. Câți dintre dumneavoastră ați venit să stați de vorbă cu cineva să vă ajute din punct de vedere spiritual, că lupta asta lăuntrică pe care ar trebui să o dăm fiecare dintre noi și să fim biruitori, n-am mai câștigat de mult anumite bătălii. Când vorbim despre a ne lupta, noi punem aspectul pe o haină frumoasă, noi punem aspectul pe o mâncare bună, noi punem aspectul și ne concentrăm, dacă e sănătos, e binecuvântarea Domnului. Dacă ceva ți s-a întâmplat, sunt destule guri care zic, Domnul e drept, n-a greșit Dumnezeu, a judecat, Domnul a făcut dreptate. Dar vreau să vă spun în dimineața asta că Dumnezeu este același în valea umbrei morții, că Dumnezeu este același când ai piciorul pe stâncă, că mâna Domnului și planul lui Dumnezeu le cuprinde pe amândouă. Nu suntem noi puși să judecăm. Noi suntem puși să simțim unii cu alții, noi suntem puși să investim și să avem grijă de viața noastră. Și când mă refer la viața noastră, aici ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu, versetul 33 spune așa: căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui. Și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Asta e soluția și rezolvarea. În momentul în care te îngrijorezi mai mult de trup, vei pune accentul pe trup. Unde inima voastră, ce e acolo? Comora. Și comora noastră unde trebuie să fie? Aici? Aici? Trupul ăsta, într-o zi, mai devreme sau mai târziu, va trece. Acum suntem bine, suntem frumoși, avem putere, avem frumusețe fizică exterioară. Dar știți că toate lucrurile astea, mă refer la trup, trec odată cu întrebuințarea?
Ceea ce rămâne veșnic, sunt lucrurile veșnice. Cam cât investim noi? Că aici e problema. Dacă la biserică greu venim, dacă la cântare greu cântăm, la rugăciune și mai greu, uneori mai mult, alteori mai puțin. În momentul în care îți îndrepți privirea spre Dumnezeu, îți iei ochii de la grijile și îngrijorările astea, nu că nu-ți mai faci datoria, nu, ci privirea mea e îndreptată în sus. Și ajung să spun ca și apostolul Pavel, fie că trăiesc, fie că mor, pentru Domnul le va pe toate. Amin? Dar e mai greu să spui amin la asta. De trăit e bine, de murit e rău și greu. Nu moartea asta fizică, ci moartea asta spirituală, să mori față de plăceri, de pofte, de nevoi și să le încredințezi pe toate în mâna lui Dumnezeu. Și dacă trăiești pentru Domnul, trăiești. Dacă mor față de lucrurile acestea ale lumii, pentru Domnul mor. Știți de ce? Că într-o zi în împărăția lui Dumnezeu, ce se vor întâmpla cu toate? Ce a fost aici, nu va mai fi acolo. Se va termina cu durerea, se va termina cu bogăția, se va termina cu toate nevoile și problemele, pentru că în împărăția lui Dumnezeu, nimic din ce a fost pe pământul acesta nu va mai fi. În Coloseni, capitolul 3, începând cu versetul 1 până la versetul 4, apostolul Pavel le vorbește colosenilor și le spune un lucru așa de frumos. Dacă deci ați înviat împreună cu Hristos, să umblați după lucrurile de sus, unde Hristos șade de la dreapta lui Dumnezeu. Și apoi versetul 2 spune așa, gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. Și mai departe cuvântul Domnului spune așa, căci voi ați murit și viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Și apoi versetul 4. Când se va arăta Hristos, viața voastră, atunci vă veți arăta și voi împreună cu El în slavă. Care-i soluția? Planurile mele? Nevoile mele, fratele meu, rugați-vă. Noi ne rugăm și credem asta, că Domnul lucrează, slăvit să fie Domnul, că vindecă Domnul boli, că se atinge Domnul de trup. Dar știți ce e mai important? Sufletul. Trupul ăsta într-o zi piere. Dar dacă sufletul tău nu e într-o stare bună, e o binecuvântare sau un blestem pentru unii dintre noi. Un verset pe care Sfânta Scriptură și Ioan, în 3 Ioan, versetul 3, îl spune cuvântul lui Dumnezeu, așa de frumos pentru fiecare dintre noi, pentru că mi-am adus aminte în momentul în care meditam un pic la aspectul acesta și versetul 2, 3 Ioan versetul 2. Cuvântul lui Dumnezeu spune așa, prea iubitule, doresc ca toate lucrurile să-ți meargă bine și sănătatea ta să sporească, tot așa cum sporește sufletul tău. În dimineața asta, întrebarea mea și provocarea mea pentru dumneavoastră e simplă. Versetul ăsta, e o binecuvântare sau un blestem pentru tine? Dacă ar fi ca sănătatea trupească să-ți meargă tot așa cum îți mere sufletul, cum ai plecat de aici acasă? Cum ai mere în săptămână, în luna asta, în anul ăsta? Cum te-ai duce la lucru? Cum ai trăi acasă? Cum ar fi trăirea și umblarea ta pe pământul ăsta? Ai merge plin de bucurie și plin de viață? Sau la rugăciune aici s-ar înmulți rândurile și zice, frate, la fiecare slujbă, hai să ne rugăm, hai să stăm de vorbă, hai să rezolvăm problemele, că nu mai vreau să mai merg așa, că nu vreau să mai stau așa, că mă doare, că nu mai pot dormi, că trebuie să scap neapărat de problema asta. Dar știți care e problema? Că fizic, așa să-l simți, ca o durere de oase, păcatul nu doare, el doare spiritual. Că uneori, în situații excepționale, ajungi să simți efectele păcatului în viața ta. Dar dacă ar durea păcatul, dacă ar durea grijile, îngrijorările, frica, teama, depresia, dacă ar durea mânia, dacă ar durea ura, știți cum ar rezolva oamenii lucrurile acestea? Știți cum ar trece și la mărturisire? Ai zice, frate, nu sunt oameni suficienți, mai am nevoie, mai am lucruri. Că dacă ai mărturisi un lucru și ai vedea că începe să te lase durere,
Dacă ai mărturisit și alt lucru și ai vedea că nu mai ai povara aia pe sufletul tău și dacă ai mai rezolvat și o altă problemă al sufletului tău și ai vedea că ai plecat acasă mai liber, mai puternic, mai plin de viață, ce crezi că ai mai păstrat ceva în bagajul inimii și al sufletului tău și ai zice lucrurile astea nu pot să le rezolv, ăștia nu pot să le mărturisesc, ăștia nu pot să renunț la ele. Asta e viața mea, aici îmi găsesc încă plăcerea, sunt lucruri care încă nu pot să renunț la ele. Ar fi cineva care ar merge șchiopătând acasă să nu poată să doarmă noaptea? Ar fi cineva care n-ar putea să-și miște mâinile pentru că a făcut lucruri care nu trebuia sau n-ar putea să vadă pentru că a făcut lucruri și a privit unde nu trebuia și să spună eu nu pot să mărturisesc lucrul ăsta și nu vreau să rezolv problema asta? Nu știu. Și nici nu sunt interesat să aflu lucrul acesta. Dar știți ce vreau să vă spun în dimineața asta? Dumnezeu ne cheamă și ne oferă o soluție simplă. Nu aici, ci sus. Nu în jurul nostru, nu la oameni. Nu căutați soluții, nu căutați rezolvări la oameni. Răspunsul îl oferă simplu Sfânta Scriptură. Împărăția lui Dumnezeu. Răspunsul este simplu, Iisus Hristos. Răspunsul este simplu. Aici. Nu căutați alte cărți, nu căutați alte soluții. Nu căutați vedenii, vise, interpretări. Pentru că cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două tăișuri, care cunoaște nu numai ce se vede și ce nu se vede, pentru că Dumnezeu este acela care știe și cunoaște gândurile și inima noastră. Și știți ce vrea? Ne vrea cu gelozie sfântă pentru ea. Amin? Nu se poate să avem inima împărțită. Nu se poate să slujim la doi stăpâni. Acolo unde este inima noastră. Și știți unde spune lucrul acesta Sfânta Scriptură? Doar câteva versete mai sus. Unde inima voastră, acolo e comora voastră. Unde? Ori în cer, ori pe pământ. Când ne îndreptăm privirea spre Dumnezeu, griji, îngrijorări, probleme, toate vin și trec. Pentru că noi suntem aici, dar noi ne pregătim pentru împărăția lui Dumnezeu. Noi trăim aici, dar noi ne pregătim pentru un loc nespus mai bun. Pentru o împărăție, pentru o viață, pentru un loc pe care Dumnezeu cred că mi l-a pregătit și mie, cred că vi l-a pregătit și dumneavoastră și tuturor celor care vor fi grăbit, vor fi așteptat venirea Lui sau se vor fi pregătit pentru ziua aceea. Și mă rog ca în dimineața asta Domnul să ne binecuvinteze pe fiecare dintre noi. Amin. Un al doilea lucru pe care cuvântul lui Dumnezeu ni-l spune în această dimineață, pentru a depăși îngrijorarea, trebuie să ne concentrăm pe grija providențială a Tatălui nostru și nu pe lucrurile care se întâmplă în jurul nostru. Știți ce spune cuvântul lui Dumnezeu așa de frumos? Versetul 26. Uitați-vă la păsările cerului, ele nici nu seamănă, nici nu seceră și nici nu strâng nimic în grânare. Și totuși, Tatăl vostru cel ceresc le hrănește. Oare nu sunteți voi cu mult mai de preț decât ele? Și de ce vă îngrijorați de îmbrăcăminte de? Totuși vă spun că nici chiar Solomon în toată slava lui nu s-a îmbrăcat ca unul dintre ei. Știți ce vorbește cuvântul lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi în această dimineață? Ne îndreaptă Domnul privirea spre purtarea Lui de grijă în fiecare zi. Și noi uneori nu vedem mâna Lui Dumnezeu și de aici, în casa Lui Dumnezeu, de atâtea ori, ni se spune atunci când venim și începem timpul de părtășie, Dumnezeu ne-a mai dăruit o zi. Dumnezeu ți-a mai dăruit un ceas. Dumnezeu ți-a mai dăruit încă o dată posibilitatea să te închini. Și noi uneori, știți cum luăm lucrurile astea? Cum? Frate, tot timpul aceeași poezie, tot timpul aceleași gânduri, tot timpul aceleași lucruri, iar aceeași idee că Dumnezeu ne-a mai dăruit. Dar știți ce vreau să vă spun? Cum vedem uneori mâna lui Dumnezeu și prețuim și realizăm mai mult viața? Când te duce Dumnezeu în situații limită, când ajungi pe marginea prăpastiei, când ești la limită între viață și moarte, când îți poartă Dumnezeu de grijă și te-ai rugat și ai spus o rugăciune în mintea ta, n-ai avut nimic fizic
Și ai spus, Doamne, de aici oamenii nu mă mai pot salva, nu mă mai pot ajuta, numai mâna Ta. Doamne, numai Tu ești Cel care dai viață, numai Tu ești Cel care poți să ridici, să salvezi, să scapi. Doamne, uneori când mergi pe drum cu mașina și ieși la o secundă să faci un accident, numai atunci vezi mâna lui Dumnezeu. Numai atunci realizezi că dacă Dumnezeu nu punea mâna, dacă nu era providența lui Dumnezeu, purtarea lui Dumnezeu de grijă, n-ajungeai acolo. Sau cum mărturisea cineva de curând care a suferit o intervenție la inimă, zice, în ultimul moment a realizat profesorul că dacă trecea la pasul următor al operației, femeia nu se mai trezea de pe masa de operație. Și zice, Dumnezeu, zice, frate, eu cred că Dumnezeu a fost acela care i-a luminat mintea în momentul ăla să se oprească acolo și soția mea să fie în viață. Până n-ajunge acolo, viața e frumoasă cu Dumnezeu, lucrurile sunt bune, toate merg din inerție. Însă când ajungi pe marginea gropii, când ajungi în situații limită, dacă te uiți în sus spre Dumnezeu, înțelegi că nu omul a pus mâna acolo, înțelegi că n-a fost întâmplarea, înțelegi că n-a fost norocul, înțelegi că n-a fost ghinionul, că s-au întâmplat lucrurile așa, ci știi că providențial Tatăl nostru, Tatăl meu și Tatăl tău poartă de grijă. Aleluia! Și știi ce te face asta? Nu o să te uiți și să treci nepăsător, nu. Ci face ca credința mea și credința ta să crească. Face ca rugăciunea mea să fie din ce în ce mai mult înaintea lui Dumnezeu. Să-mi pun încrederea în El și să știu că atunci când mă rog, Dumnezeu ascultă. Atunci când mă rog, Dumnezeu răspunde. Atunci când stau înaintea lui Dumnezeu, nu mă rog ca înaintea unei statui, nu mă rog înaintea unui chip cioplit, nu mă rog înaintea unei icoane, nu. Și chiar dacă nu-L vezi fizic pe Dumnezeu, Dumnezeu ascultă, Dumnezeu răspunde și Domnul poartă de grijă copiilor Săi. Știți ce trebuie să facem? Numai să ne punem încrederea în El. Numai să privim spre El și să trăim plin de mulțumire și de recunoștință. Și atunci când Dumnezeu răspunde și atunci când Dumnezeu poartă de grijă, nu-ți închide gura. Și atunci când trăiești evenimente deosebite cu Dumnezeu, nu-ți închide gura și nu mărturisi, recunoaște, laudă-L pe Dumnezeu, spune și altora felul în care Dumnezeu a lucrat și lucrează în viața ta, pentru că asta nu va face altceva decât să crească credința noastră, să ne punem încrederea în Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Un al treilea lucru pe care vreau să îl amintim în această dimineață și pe care Biblia îl relatează în exact aceleași versete. Este foarte important să înțelegem un lucru. Uitați-vă la păsările cerului. Ele nici nu seamănă, nici nu seceră. Totuși, Tatăl vostru cel ceresc le hrănește. Oare nu sunteți voi cu mult mai de preț decât ele? Un al treilea lucru pe care îl amintim în această dimineață este că trebuie să ne recunoaștem valoarea înaintea lui Dumnezeu. Amin? Știți ce înseamnă asta? Datorită păcatului, diavolul la nivelul minții, știți ce vine și seamănă? Așa o sămânță care-i dulce, dar e numai pe jumătate adevărată. Diavolul vine și spune, dacă ai greșit, dacă ai păcătuit, nu te mai duce la biserică. Dacă ai făcut lucrul ăsta, nu te mai ruga, mă, că nu te mai ascultă Dumnezeu. Dacă ai făcut asta, nu te duce să te mărturisești. Nu fi prost. Să audă, să știe toată lumea, să vadă toți că ai greșit, că ai făcut așa. Niciodată Dumnezeu nu va pune astfel de gânduri în mintea omului. Diavolul vine și seamănă acolo. Problema este că ție ți se par lucruri bune. Ție ți se par adevărate. Și zici, dacă am greșit, dacă am păcătuit, nu mă mai iartă Dumnezeu. Problema este că atunci când greșești, uiți de promisiunile și făgăduințele lui Dumnezeu, că nu este decât un singur mijlocitor între Dumnezeu și om și ăsta Iisus Hristos, că nu e altă soluție și altă salvare, că nu poți plăti, că nu-ți poți răscumpăra greșelile și păcatele tale. A venit Domnul Iisus Hristos în lumea noastră și spunea ceea ce v-am spus mai devreme. Eu am venit ca oile mele să aibă viață și să o aibă din belșug. Dar mai spune cuvântul lui Dumnezeu într-unul dintre profeți, pentru că ai valoare și preț în ochii mei. Ce fac pentru tine? Te pun la naftalină, te pun un bibelou, îți fac o icoană, te pun pe
un perete al sfinților și stai acolo și te odihnești până la... Nu. Dau popoare pentru tine. Dacă Dumnezeu are așa de bună imagine despre fiecare dintre noi, dacă Dumnezeu ne-a prețuit atât de mult, că ne-a făcut după chipul și asemănarea sa, știi ce vrea diavolul? Să-ți mai pună o grijă, să-ți mai pună o îngrijorare, să-ți ia privirea de acolo și să-ți dea de lucru aici. Și să nu mai vezi cerul, și să nu mai vezi veșnicia, și să nu mai realizezi binecuvântările pe care Dumnezeu le are pregătite pentru copiii săi. Și să spui, eu n-am preț, eu n-am valoare, eu sunt un nimeni, eu sunt nimic. Însă Biblia spune și un lucru pe care îl uităm înaintea lui Dumnezeu, este că Dumnezeu a ales lucrurile mici și slabe ale lumii ca să facă de râs pe care? Pe cele tari. Înaintea lui Dumnezeu, dacă te crezi tare și puternic, înseamnă că ești tare și puternic? Înaintea lui Dumnezeu, dacă te vezi number one și de mine trebuie să se folosească Dumnezeu, aia înseamnă că într-adevăr așa stau lucrurile? Vă aduc aminte în această dimineață un exemplu scurt. Dumnezeu îl leapădă pe Saul și merge omul lui Dumnezeu Samuel, care era un profet, un om al lui Dumnezeu autentic, pe care Dumnezeu îl folosea, se duce în casa lui Isai și dintr-o dată îl vede pe întâi născut, frumos, prezentabil, ca un viitor împărat. Dar știi și vorbește Dumnezeu? Dumnezeu nu se uită neapărat la partea asta exterioară. E adevărat că trupurile noastre sunt templele Duhului Sfânt. Dar asta nu înseamnă că dacă și din punct de vedere fizic suntem bine dotați și din punct de vedere spiritual lucrurile stau la fel. Asta nu înseamnă că dacă ai 50 de kilograme, 60, da? Și ești așa slăbuț. Aia nu înseamnă că și din punct de vedere spiritual lucrurile stau la fel. Nu! Ci Dumnezeu este acela care privește în dreptul fiecăruia dintre noi și valoarea noastră nu stă în felul cum arătăm, ci stă în felul în care îl avem pe Dumnezeu în viața noastră. Valoarea noastră nu-i trupul ăsta, ci este prezența lui Dumnezeu din noi. Pentru că Dumnezeu poartă de grijă tuturor copiilor săi, pentru că mâna lui Dumnezeu veghează și soarele lui Dumnezeu strălucește și peste cei buni și peste cei răi. Amin? Dar diferența o face Dumnezeu în interior. Că unii se roagă și Dumnezeu îi ascultă, unii stau înaintea lui Dumnezeu și cer mâna lui Dumnezeu și Dumnezeu răspunde. Și alții? Nimic. Ceea ce face diferența nu-s banii pe care îi ai, nu-i poziția pe care o ai, nu-i numele pe care îl porți, ci este valoarea pe care o ai în ochii lui Dumnezeu datorită prezenței lui Dumnezeu în viața ta, datorită credinței, datorită încrederii în Dumnezeu, datorită Duhului Sfânt al lui Dumnezeu, care ar trebui să locuiască și să se odihnească în viața fiecăruia dintre noi. Slăvit să fie Domnul! În dimineața asta alegem să merem un pic mai departe, pentru că vreau să vă mai amintesc două lucruri pe care cuvântul lui Dumnezeu le mărturisește și le spune așa de clar fiecăruia dintre noi. Și acum întoarcem foaia și pe partea cealaltă. Trebuie să vedem și partea pozitivă și partea negativă. În dimineața asta, un alt lucru la care vreau să privim pentru a depăși îngrijorarea și Dumnezeu scoate în evidență lucrurile acestea, este aspectul acesta. Trebuie să recunoaștem cât de neproductivă, cât de rea, cât de dăunătoare este îngrijorarea pentru noi. O, frate, nu că eu mă îngrijoresc, ajută, că... Cu ce ajută? Când Biblia spune clar, poți să faci ceva? Te ajută cu ceva? Din fericire, n-am întâlnit încă pe nimeni care să spună, frate, m-am îngrijorat, m-am luptat, și-am rezolvat ceva. Niciunul sănătos din punct de vedere psihic. Niciunul. Toate experiențele, toate mărturiile sunt la fel. Știți de ce? Pentru noi, uneori, credem că dacă ne luptăm, putem să facem noi ceva. Bine?
nimic rău din ce în ce mai mult. Nu facem altceva decât să ne epuizăm fizic. Nu facem altceva decât să ne depărtăm de Dumnezeu din punct de vedere spiritual. Nu facem altceva decât să deschidem ușa diavolului în viața noastră. Nu facem altceva decât noi să ne chinuim singuri. Nu facem altceva decât să renunțăm de bunăvoie la harul și la binecuvântarea prezenței Domnului. Nu facem altceva decât să ne întoarcem privirea de la Dumnezeu spre lumea asta. Nu facem altceva decât să recunoaștem noi, pentru că asta spun faptele noastre, că harul lui Dumnezeu e în zadar. Când soluția lui Dumnezeu pentru îngrijorări e harul lui, e purtarea lui de grijă, e călăuzirea lui, e prezența lui în viața noastră, prin felul în care noi alegem să spunem, Doamne, eu am o soluție mai bună, eu pot să fac lucrurile mai bune decât tine, eu am o soluție mai bună. Știți care e dovada? Că până la urmă, mai devreme sau mai târziu, lucrurile se sfârșesc în două moduri. Partea rea e că unii oameni sfârșesc în pământ. Partea bună e că unii oameni ajung în partea cealaltă, înaintea lui Dumnezeu și a oamenilor săi. Și spun, fratele meu, am încercat din toate puterile. Am încercat tot ce am putut eu în lumea asta și n-am găsit nici o soluție. Am mers la psihologi, am mers la doctori, am mers la tot felul de oameni. Am mers la mănăstire, am mers la vrăjitori, am mers. Am încercat să fac lucrurile cum am putut eu mai bine. Și nu mi-a mers decât din ce în ce mai rău. Am încercat să iau lucrurile în mâna mea, să fac eu cum am crezut mai bine și n-am reușit nimic. Însă când oamenii vin la Dumnezeu, abia atunci începe frumusețea. Abia atunci începe adevărata viață, abia atunci Dumnezeu îți dă un viitor și o nădejde, abia atunci Dumnezeu schimbă și transformă viața ta și face din tine un slujitor devotat și te pregătește pentru împărăția sa. Pentru că în lumea asta și diavolul niciodată nu o să te pregătească pentru cer. Pentru că îngrijorările n-au rostul și scopul să-ți dea aripi, n-au rostul și scopul să te sfințească, n-au rostul și scopul să te treacă mai mult decât biruitor, ci să te lege aici, de pământul ăsta, de glie, și la final să-ți aducă moartea și despărțirea de Dumnezeu. Însă Dumnezeu este acela care pe partea cealaltă are o soluție, un răspuns, care a fost de la începutul lumii și până la sfârșit, valabil pentru fiecare dintre noi. Dar în dimineața asta, trebuie să pui și lucrurile în cumpănă uneori. Trebuie să vezi ce ai făcut tu și ce a făcut Dumnezeu pentru tine. Ce ai reușit tu prin puterile tale și ce face Dumnezeu cu puterea Lui, prin puterea Duhului Sfânt. Cum eliberează Dumnezeu, cum vindecă Dumnezeu, cum dă Dumnezeu la o parte orice stare, orice apăsare care nu-i după voia Lui. Cum îți dă Dumnezeu un viitor și o nădejde. Căci prea iubiților Lui, spune Biblia, nu le dă pâinea în somn, ci o dă ca prin somn. Știi ce înseamnă asta? Să treci prin viața asta și să nu simți mare lucru din încercări, că Dumnezeu te poartă în carul Lui de biruință. Să nu te afecteze atât de mult lucrurile cum te afectau altădată, pentru că mâna Domnului te înconjoară pe dinainte și pe dinapoi. Și îți poartă de grijă ție, îți poartă de grijă casei și familiei tale și este mâna și puterea protectoare a lui Dumnezeu. Că de n-ar fi fost Domnul de partea noastră să spună și să spui tu astăzi aici acum. Să vezi, să recunoști mâna și puterea lui Dumnezeu. Știți de ce? Pentru că Domnul întotdeauna poartă de grijă copiilor săi, pentru că Domnul întotdeauna are o soluție pentru nevoile noastre, pentru că Domnul întotdeauna, soluția Lui este perfectă, pentru că cunoaște trecut, prezent și viitor și niciodată nu ne vrea răul, niciodată nu vrea să ne ducă pe fiecare dintre noi la moarte și ca să ne dovedească că El are dreptate. Nu, El a murit pentru că într-o zi, noi, toți cei care suntem în lumea aceasta, și au fost vreodată pe pământ, să fie cu El în împărăția sa, slăvit să fie Domnul. Așa că, în dimineața asta, un alt lucru pe care vreau să-l amintesc în încheiere.
pentru a depăși îngrijorările, pentru a fi mai mult decât biruitor prin îngrijorare, trebuie să urmărim promisiunile lui Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul! În încheiere, ăsta e gândul cu care vreau să mergem în dimineața asta și să înțelegem că îngrijorările ne depărtează de Dumnezeu. Promisiunile și făgăduințele lui Dumnezeu ne apropie de El, ne pregătesc pentru cer, ne îndreaptă privirea în sus. Și în dimineața asta vă recitesc doar trei versete care spun așa: nu vă îngrijorați zicând ce vom mânca, ce vom bea, cu ce ne vom îmbrăca, fiindcă toate aceste lucruri neamurile le caută Tatăl vostru, știe că aveți trebuință de ele. Asta e grija și purtarea lui Dumnezeu de grijă față de fiecare dintre noi, da? Și apoi răspunsul lui Dumnezeu este acesta: căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui. Și ce se va întâmpla? Toate celelalte lucruri vi se vor da pe deasupra. Amin! Pentru noi, știți care e varianta pe care o alegem de obicei? Noi facem lucrurile exact pe dos. Versetul 33 îl citim așa, de la coadă la cap. Noi vrem întâi lucrurile, alea care-s pe deasupra, și după ce le avem pe toate, atunci ne trebuie împărăția. Însă în dimineața asta, Fiul lui Dumnezeu pune lucrurile în rânduială în viața noastră și pune împărăția înainte de toate. Și dacă ai împărăția lui Dumnezeu, ai toată bogăția acestei lumi. Ai garanția și siguranța vieții veșnice și ai garanția și siguranța prezenței lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt în viața și în inima ta. Slăvit să fie Domnul! O, și când îl ai pe Dumnezeu așa, nu-ți mai lipsește nimic. Că atunci, pe toate celelalte, le împlinește Dumnezeu în viața ta. Că atunci îți poartă Dumnezeu de grijă, că atunci îți ascultă Dumnezeu rugăciunea, că atunci îți călăuzește Dumnezeu pașii, că atunci oriunde te duci nu e singur, că atunci orice luptă, orice ispită, orice încercare ar veni la nivelul minții tale. Oh, nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și când vine diavolul, nu mai deschide ușa, ci Iisus Hristos acolo și El nu o deschide niciodată. Noi suntem acei care deschidem ușa, că Dumnezeu, când e El acolo, are grijă de viața noastră și nu ne lipsește nimic. Când împărăția lui Dumnezeu e în viața ta, toate celelalte lucruri de care ai nevoie, unde sunt? Unde sunt? Nu mai sunt într-o parte și în alta. Pentru că Hristos împlinește toate nevoile inimii noastre. Pentru că Hristos poartă de grijă copiilor Săi. Și în dimineața asta, în încheiere, cuvântul lui Dumnezeu spune așa: noi suntem oameni care trăim cu perspectivă în prezentului, dar cu o grijă și o teamă față de viitor. Și versetul 34 în încheiere ne spune așa: nu vă îngrijorați dar de ziua de mâine, că ziua de mâine se va îngrijora de ea însăși. Ajunge zilei necazul ei. Știți ce vrea să spună cuvântul lui Dumnezeu cu alte cuvinte? Îngrijorează-te de ziua de astăzi. Poartă de grijă, nu te îngrijora. Poartă de grijă zilei de astăzi. Ai grijă ca astăzi să fie Dumnezeu mântuitorul tău. Ai grijă să ai siguranța și garanția mântuirii astăzi. Mâine, dacă astăzi îl ai pe Dumnezeu cu tine, mâine nu-i nicio problemă. Însă noi, de multe ori, trăim în viitor fără să ne bucurăm de prezent. De multe ori ne îngrijorăm de viitor fără să trăim prezentul. De multe ori privim la ceea ce urmează să se întâmple fără să avem garanția și siguranța astăzi că împărăția lui Dumnezeu este în viața noastră și pentru Dumnezeu trăim și pentru Dumnezeu murim. Indiferent de ceea ce vom face, într-o zi tot vom da ochii cu Dumnezeu. Indiferent dacă alegem să ne sfințim viața și să fim sfinții al lui Dumnezeu aici sau nu, într-o zi tot vom da față cu El. Important e astăzi și acum. Când venim la casa lui Dumnezeu, când Dumnezeu ne mai dă har și vă invit să ne ridicăm în picioare, să înțelegem care-i trăirea și umblarea noastră cu Dumnezeu.
Căutăm noi mai întâi împărăția lui Dumnezeu sau pentru că avem nevoie de Dumnezeu și de împărăția Lui, de avem nevoie de toate celelalte lucruri, pentru că vrem întâi toate celelalte lucruri, împărăția vine la pachet și n-ai ce-i face. Însă Dumnezeu schimbă prioritățile și zice, prioritatea e împărăția. Și dacă o cauți împărăției pe locul întâi, dacă Iisus Hristos este pe locul întâi în viața ta, atunci toate celelalte lucruri le vei avea pe deasupra. Însă problema se pune în dimineața asta și în această direcție vreau să ne rugăm Domnului, Doamne, în inima mea și în viața mea, ești Tu și împărăția Ta pe locul întâi în viața mea? Te iubesc eu cu o inimă curată? Te slujesc pe Tine cu o inimă curată? Doamne, am renunțat eu la celelalte lucruri din viața mea și, Doamne, și grijile și îngrijorările le aduc pe toate înaintea Ta, că știu că Tu porți de grijă copiilor Tăi. Știu, Doamne, că viața mea este în mâna Ta. Știu că Tu în fiecare zi, în fiecare clipă, Tu nu-mi porți de grijă numai mie. Tu porți de grijă casei mele, familiei mele, copiilor mei, atunci când copiii mei sunt departe de mine. Mâna Ta veghează. Mâna Ta este întinsă peste mine când sunt în călătorie, când mă odihnesc, când mă culc și adorm în pace, că asta e mâna și binecuvântarea Ta peste viața mea. Înțelegem noi binecuvântările Domnului? Înțelegem noi harul pe care ni l-a dăruit Dumnezeu? Înțelegem noi că tot ceea ce este dincolo de această împărăție a lui Dumnezeu nu este Dumnezeu și aduce moarte și depărtare de Dumnezeu? În dimineața asta vreau să ne rugăm cu o inimă sinceră. Doamne, ajută-ne pe fiecare dintre noi și să Te rogi în mod personal, Doamne, ajută-mă în viața mea, în ființa mea, dacă mai sunt încă lupte, dacă mai sunt încă lucruri de care mă îngrijorez, dacă mai sunt încă lupte pe care le port eu, le aduc în dimineața asta la poala crucii Tale, Doamne. În dimineața asta vreau să-mi pun toată încrederea în Tine. În dimineața asta vreau să plec cu siguranță și cu garanția că nu mă lupt singur în viață, că Tu Te lupți pentru mine, că Tu-mi porți de grijă. Doamne, că am garanția și siguranța mântuirii și împărăției Tale și apoi la final Tu-mi porți de grijă pentru toate celelalte lucruri, dar vreau să ajung în cerul Tău, să nu mă lupt în zadar, să nu trăiesc în zadar, să nu mă înșel în viața asta, ci împreună cu Tine, Doamne, și pentru Tine să trăiesc până la sfârșitul vieții mele, slăvit și glorificat să fie.